Ziua Brâncuși, pentru prima dată sărbătoare națională. Vineri de la ora 21:10 celebrăm cu toți românii 140 de ani de la nașterea artistului care a sculptat lumina și ne-a arătat calea spre infinit. Începem cu filmul Brâncuși și încheiem cu documentarul Hobița, coloana și tractorul. Povești pe care doar noi le spunem la TVR1.